Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o ultimă ediție a emisiunii Votează, România Votează pentru Partidul România Unită. În platoul emisiunii de astăzi se află domnul Sorin Dumitru Cazan, președintele organizației nemțene a Partidului România Unită, cu care voi încerca să fac un punctaj a ceea ce a însemnat campania electorală, a obiectivelor pe care le are acest partid și cu oferta cu care acesta vine pentru scrutinul din 11 decembrie. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24 Sărut Online. Mâna, bine v-am găsit. Bună ziua tuturor celor care urmăresc postul dumneavoastră de televiziune. Vreau să fac o completare, sunt președintele filialei județene Neamț și candidat la Camera Deputaților din partea Partidului România Unită, primul pe lista partidului. Dacă tot ați vorbit de liste, haideți să recapitulăm, că asta este o emisiune recapitulativă. Care este o emisiune de final, oferta, ar trebui să spunem celor care nu ne-au urmărit până acum și celor care ne-au urmărit încă o dată, cine sunt candidații Partidului România Unită. Pe lista Partidului România Unită, care ne găsiți pe buletinul de vot la poziția 10, trebuie să aducem în atenție și lucrul ăsta, semnul electoral al nostru este Vlad Țepeș, un semn distinct, nu ne amestecăm nici cu flori, nici cu mere, nici cu mere, nici cu pere și nici cu struguri acri. Avem la Camera Deputaților, pe primul loc, Sorin Dumitru Cazan, de profesie politolog. Pe locul 2 este doamna Sarmiza Andronic, de profesie consultant politic și profesor la Institutul Diplomatic Român. O doamnă cu totul și cu totul de excepție. O doamnă deosebită și de excepție, care ne face cinste și nouă partidului și județului în momentul în care va fi deputat de Neamț. Pe locul 3 avem de această dată o domnișoară, Georgiana Vornicu. Am avut o emisiune, o fată extraordinară mi s-a părut. Are 24 de ani jumate, cred că, până în 25 de ani. Este de profesie sociolog și specialist în relații publice. Lucrează la temeinice de lucrează la Parlamentul României în momentul de față. Este romașcancă de-a noastră și nemțeancă de-a noastră. Pe locul 4 este doamna Veronica Ioniță, care este operatoare IT din zona Târgu Neamț. Pe locul 5 îl avem pe domnul Ștefănuț Mihai Ștefan, care este tehnician silvic din zona Pipiric, Piatra Neamț. Pe locul 6 îl avem pe domnul Micu Mihai, care este inginer agronom cu o fermă de un crescător de animale din zona Târgu Neamț, Grumăzești, un om gospodar, un om așezat la locul lui, un om la 50 ceva de ani care a făcut totul pentru familia lui și pentru copiii lui și acum a zis să intre în politică, este pentru prima oară, am înțeles, când face politică. Pe locul 8 este doamna Andreea Iacob Cătălina, este profesor de geografie în orașul Bicaz. Pe locul 9 este domnul Alexandru Căiescu, care este inspector bancar, inspector de credite la o bancă din județul Neamț. Iar pe locul 10 încheiem cu domnul Constantin Grecea, doctorand în fizică. Un fizician autentic, un om care a scris cărți și în momentul de față chiar are un document foarte bine aranjat, o carte cu care vrea să participe la premiul Nobel pentru titlul de, o să-l aduc la dumneavoastră în emisiune odată, e un om extraordinar, de o calmitate extraordinară, el chiar ne dă calmul partidului, noi suntem un pic mai tineri și mai iuți așa, un om extraordinar și v-am zis la titlul Nobel pentru fizică moleculară ceva, nu stăpânesc foarte bine domeniul respectiv și da, mi-a povestit dumnealui extraordinar. Iar la Senat, pe primul loc îl avem pe actualul deputat Daniel Vasile Oajdea, pe locul 2 îl avem pe domnul Ovidiu Nedelcu, care este director de vânzări la o firmă mare din județul Neamț.
Pe locul 3 o avem pe doamna Elena Ionel, care este doctor biochimist. Pe locul 4 avem pe domnul Mihai Cârlig, de această dată tot un economist, un băiat tânăr la 33-34 de ani, pentru că ca senator nu ai voie să ai mai puțin de 33 de ani să participi, lucrează tot în mediul bancar. Iar pe locul 4, iar pe locul 5 îl avem pe domnul Valentin Ionel, care este director la o bancă din județul Neamț. Nu putem să le spunem numele. Deci avem foarte mulți oameni din sistemul bancar, foarte mulți economiști pe listă, oameni cu care am căutat să desfășurăm și să dezvoltăm un program de guvernare pe care noi l-am și trimis la București. Tocmai din cauza asta avem propuneri din partea județului Neamț și cu salariul de 2000 de lei și cu mărirea pensiei. Și am discutat despre proiectele proprii ale proiectele Partidului România Unită, care sunt proiecte din județul Neamț, proiecte care sunt de interes național și pentru care vor beneficia toți tinerii, toți pensionarii și toți oamenii care lucrează, muncesc în România. Ați străbătut din februarie încoace, mi-am făcut eu așa un calcul, județul Neamț l-ați luat la pas. Spuneți-mi, cam cu câte mii, câți kilometri ați făcut așa ca un record și da. Cu câți nemțeni v-ați văzut și ce spun oamenii, că asta e important, nu ce spun politicienii, că politicienii, mai ales în campanie, spun multe. Maia Cerb, ce spun oamenii despre ce spun politicienii, m-ar interesa. Maia Cerb, într-adevăr, cam de prin luna lui februarie-martie am început activitatea. Când ați început organizarea? Pentru am reușit să ne organizăm în tot județul, pentru că știți foarte bine că aveam organizație doar în 42 de filiale din județul Neamț. Acum le aveți în? Acum avem în 83 din 83. Deci am acoperit tot județul Neamț, am acoperit toate secțiile de votare, 486 de secții de votare, cu titular și rezerve, deci e vorba de 960 de oameni, în jur de 1000 de oameni care sunt pregătiți pentru secțiile de votare. Pe bordul mașinii mele, pot să spun așa, că arată circulați undeva cu mașina personală. Da? Eu numai cu mașina personală, e foarte bine că ați adus în atenție chestia asta. Eu, nelucrând în administrația publică, și chiar dacă aș lucra în administrația publică, nu mi s-ar părea corect să fac politică de partid cu mașina instituției pe banii publici. Pentru că dacă am stat și am urmărit un pic ceilalți candidați de la celelalte partide care sunt la momentul de față la guvernare sau în Parlamentul României, toți se deplasează. PSD-ul a venit cu mașina Consiliului Județean. Primarul vine cu mașina primăriei, cu toate că este concediu. Deci trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Deci e jenant să spun că eu sunt în concediu, eu sunt primar, dar sunt în concediu. Și eu merg la televiziune cu mașina primăriei. Sau eu mă duc la întâlnirea cu cetățenii cu mașina primăriei. Păi ori ești în concediu, sau eu sunt în concediu, dar de ziua României vin eu și le vorbesc românilor și nemțenilor și romașcanilor despre ceea ce s-a întâmplat pe data de 1 decembrie. Păi, ar trebui să lăsăm persoana care conduce primăria în momentul de față să-i arătăm și valoarea, să-l punem în valoare și pe cel care rămâne urmașul urmașilor noștri. Da. Sau haideți dumnealui, pardon. Să ne întoarcem la ale noastre, pentru da. Care, deci Partidul România Unită a făcut campanie electorală, fiecare candidat doar cu mașina lui personală, așa, nici măcar cu mașina firmei la care activează persoana respectivă. Am făcut, v-am spus, pe bordul mașinii, m-am uitat undeva 22.000 de kilometri, dacă nu mă înșel, eu numai cu mașina mea, în afară de ce am mers cu mașinile colegilor, alte, și ce am mai mers colegii cu mașinile lor, câteva mii de kilometri sau zeci de mii. Bine, a face o organizație nu înseamnă că te-ai dus într-o comună și deja te-ai organizat. Poți să mergi și de 4-5 ori într-un singur comună ca să poți să găsești oameni competitivi. Și mai ales loial, pentru că dumneavoastră ați avut între locale și organizarea propriu-zisă foarte multe trădări. Înainte de alegerile locale, aveam 56
nu, 62 de organizații locale. Dar eu vorbesc de trădările. Iar, perfect, dumneavoastră știți foarte bine, iar înainte de alegeri cu 2 săptămâni de zile, circa 30 de filiale au plecat de la noi la alte partide care le-au oferit mai mult, le-au promis că vor avea oameni în secțiile de votare, că sunt partide parlamentare și așa asta mai departe. Asta nu mai are importanță. Asta nu contează. Haideți să ne întoarcem la program. Mă întâlnesc cu cetățenii. Cetățenii sunt nemulțumiți de clasa politică. Vreau să spun că e o problemă în momentul în care mergi te întâlnești cu cetățenii. Ei fiind nemulțumiți de clasa politică, unii din ei nici nu vor să mai asculte programul. Îi bagă pe toți la aceeași oală și eu le spun un singur lucru. Dom'le, noi suntem Partidul România Unită. Noi nu am fost niciodată la guvernare, noi nu v-am mințit niciodată. Încercați odată și cu noi. Dacă noi nu suntem corecți, nu suntem onești, nu ne ținem de promisiune, aveți posibilitatea în 2020 să ne scoateți în afara scenei politice, ceea ce n-ați făcut nici cu PNL-ul și nici cu PSD-ul, pentru că v-au mințit 26 de ani sistematic, dar nu ați făcut acest lucru cu ei. De ce? Pentru că ei au un sistem foarte bine ancorat și au organizații, și-au fidelizat o anumită parte a electoratului. I-au fidelizat într-un fel sau altul, în fine, nu discutăm despre asta. Cert este că în momentul când ne-au ascultat proiectele noastre și au văzut ce avem noi de gând să facem. Mărirea salariului la 2000 de lei minim pe economie, pensia minimă de 900 de lei garantată de stat, alocația pentru copii la 450 de lei și v-am spus și cum, nu oricum, nu tuturor, doar celor care, unul din familie lucrează și acei bani vor fi împărțiți în bonuri de masă, bonuri de îmbrăcăminte, de rechiziții și bani. Pentru că nu poți să-i dai doar bani unei familii, că sunt persoane care, bun, unii sunt de bună credință, dar alții cheltuiesc banii doar în interesul, eu știu, al lor și nu a copiilor. Și atunci îi dăm posibilitatea, nu le dăm posibilitatea să-i cheltuie aiurea și dăm aceste bonuri care vor, nu vor, trebuie să-și îmbrace copiii frumos și curat pentru a merge la școală și a se prezenta în societate. După aia, avem majorarea punctului de pensie, pe care eu cred că toți pensionarii sunt interesați de această majorare a pensiei cu 45% a punctului, punctul de pensie la 45%. Adică, dacă astăzi este 871 de lei, în momentul în care se va aproba această lege, punctul de pensie va fi 1206 lei. E o creștere a pensiei cu undeva 30-35%. Eu cred că nu e de aici, de acolo. Apoi, interesul nostru pentru a putea plăti aceste pensii este să creăm locuri de muncă bine plătite. Apropo, pentru că dacă asta, locurile de muncă vor fi bine plătite, obligatoriu se vor întoarce la bugetul statului sume importante de bani de unde se vor putea plăti. Dar problema este alta. Eu spun așa, cine a cotizat la bugetul de pensie cât a lucrat, are tot dreptul să se bucure de pensie. Nu trebuie să așteptăm că unii spun și că, domnule, dacă nu mai lucrează tineri în România, noi de unde o să mai luăm pensie? Păi, domnule, iei din bugetul pe care l-ai. Pentru că fiecare, știți cum e în Anglia? În Anglia, de exemplu, dacă ai cotizat la bugetul de pensie și persoana respectivă a trecut la cele veșnice mai repede, rămâne ori soția, ori copilul să beneficieze de pensia integrală a ai pensia aia de urmaș. Da, pensia de urmaș, pe la noi în România. La noi în România. Tâlhar, că ați văzut ce s-a întâmplat cu pilonul 1 și 2 de pensii care s-au volatilizat, nimeni nu știe unde au ajuns. Pentru că cei care s-au ocupat de pilonul 1, 2 și de pilonul 1 și 2 de pensii au fost oameni tot infiltrați care a avut interesul să distrugă și să decredibilizeze acest sistem de pensie privată. Zilele acestea a apărut un sondaj în care se arată că șomajul real al României este de 50% și cu tot ceea ce ne-a fost vândut nouă că asta nu, este greșit, cosmetizat. Șomajul real al României nu poate să fie de 50%. Pentru că nu vorbim cu totul real, adică de cei care au ieșit din plată, care au... Vorbim și de ajutor social și de tot, dar tot nu ajunge, cred că, la 50%. Eu vă zic ce a apărut un sondaj. Da, dar 50% mi se pare enorm. Bine, în fine, 4 milioane și ceva, 5 milioane de oameni sunt activi, lucrează. Puțin față de... Sunt 5 milioane de pensionari, 10 milioane, da? După aia mai avem 5 milioane de copii.
s-au făcut 15 milioane. Bănuiesc că în șomaj sunt și la stat social în România, nu cred că sunt mai mult de 2 milioane. Din punctul meu de vedere, eu nu am statistica, dacă dumneavoastră o aveți, dar totuși, eu mă uit în primul rând la județul Neamț. Județul Neamț are șomajul criză foarte de scăzut. Formă, da. Da. De... Și județul Neamț nu este un județ fruntaș. Județe fruntașe la un șomaj scăzut sunt județele din vestul țării. Dar și plus București, nu? Dacă o să mergeți la București, la Cluj, la Timișoara, o să vedeți că șomajul este foarte scăzut acolo. Haideți să ne întoarcem la obiectivul educație, scandalul care a apărut acum legat de un ordin al ministrului dat ieri referitor la temele copiilor. S-a pornit, s-a pus înaintea plugului carul înaintea Pe noi nu ne interesează ce face guvernul Cioloș, pentru că oricum ce face el acum nu se va pune în aplicare după alegeri în momentul în care va veni Partidul România Unită la guvernare. Noi cerem atât la educație ca în școli să nu existe clase cu mai mult de 20 de elevi pentru a avea un învățământ ce de calitate. Dumneavoastră ați fost cadru didactic și știți ce înseamnă 20 de oameni, 20 de copii și ce înseamnă 36 de copii într-o clasă. Deci este un lucru ideal. Al doilea lucru, vrem ca orele de curs să înceapă la ora 9, pentru că nu mai avem copii ca pe vremea lui Ceaușescu când învățau în două schimburi la școală. Așa, orele de clasă să înceapă la ora 9 pentru ca copiii să aibă timp de odihnă, să trezească la 8 dimineața și nu la 6, și mai sunt care vin din mediul rural, din diferite sate, la școlile de la comună și unde nu au microbuze sau de deplasare și fac unii din ei câte jumătate de oră, oră jumate până la sau școală. Sau sunt unii care mai merg și pe jos, prin pădure. Păi pe jos, eu vorbesc de cei care merg pe jos. Scandalul de azi este legat de teme. Deci ministrul a dat un ordin în care copiii să nu mai aibă teme pentru că ei sunt sclavii asta, dar a pornit înainte de a descongestiona programele de învățământ care sunt îmbâxite, corect. De a desființa mafia manualelor auxiliare. Corect. Nu, eu sunt de acord cu asta, cu mafia manualelor auxiliare, un aspect. Al doilea aspect, vis-a-vis de teme, dacă v-am spus că un copil să vină la ora 9 la școală, să nu aibă mai mult de 5 ore, de ce? Pentru a avea timp să aibă activitate extrașcolară sau extracurriculară, pentru a putea să meargă să practice un sport, programul Daciada îl avem pentru cei 100.000 de copii cu 20.000 de profesori de sport care vor fi implicați și plătiți suplimentari pentru a pregăti acești copii cu ore suplimentare la sport. Noi propunem iar o oră pe săptămână de educație rutieră începând de la școală din clasa 1. Ea trebuie de la grădiniță. Unii spun de la grădiniță. Nu, de la grădiniță. De la grădiniță e mai greu, că e mai greu de înțeles pentru unii copii de la grădiniță. Nu, să știți că există forme de la clasa 0, pentru că majoritatea copiilor care merg la grădiniță sunt duși și aduși de către părinți de obicei sau de dădacă sau bonă, așa mai departe. Sau bunica de cele mai multe ori. Tocmai din cauza asta eu spun din clasa 1. Educație rutieră. Gândiți-vă dumneavoastră, acest curs de educație rutieră făcut din clasa 1 până în clasa 12, în primul rând până în clasa 10, un tânăr din clasa 10 care este apt și destul de pregătit, așa, poate chiar îi dăm posibilitatea să dea examen pentru permis de conducere. Deci să încercăm să coborâm vârsta de la 18 ani la 16 ani. Unii o să spună, domnule, sunt teribiliști tinerii. E adevărat, eu nu contrazic că nu sunt teribiliști, dar sunt tineri care chiar merită de la 16 ani să-și ia permis. Sunt tineri care la 14 ani știu să meargă mai bine cu mașina decât unul care are 70 de ani. Pentru că sunt persoane în vârstă care mai mult încurcă traficul decât o persoană tânără care este mult mai... Scad abilitățile... Bineînțeles, la o persoană în vârstă. Iar tinerii sunt mult mai orientați. De asta vă zic, aș vrea să coborâm la 16 ani, dacă intrăm în acest ciclu de educație rutieră și nu acum, peste 4 ani, 8 ani, pentru a putea da pentru permis și în același timp, colaborat cu luarea permisului, tot la fel tinerii de la 16 ani în sus să aibă voie să se prezinte, tinerii la 16 ani în sus să aibă voie să se prezinte la vot. Pentru că eu consider că un tânăr de 16 ani
va fi mult mai atent când se va duce în cabina de vot să voteze, că își votează viitorul lui pe 4 ani, e vorba de la 16 la 20 de ani, când el termină liceul sau, eu știu, intră la o facultate sau dacă are 17 ani până la 21, la fel poate să termine facultatea, decât o persoană care are 90 de ani și se prezintă la vot și vedem prin toată presa locală și națională și ne lăudăm, ci că bătrâna de 106 ani din satul X s-a prezentat la vot. Păi oare știm noi ce a votat acea bătrână de 106 ani? Este conștientă? A fost îndrumată sau nu a fost îndrumată? Haideți să dăm un pic mai multă putere tinerilor de la 16 ani. Pentru că vă spun eu, copiii de la 16 ani din zilele noastre ne întrec și pe noi ăștia care avem 50-60 de ani. Trebuie să o spunem, pentru că ei sunt foarte bine informați, mult mai bine informați decât suntem... Și mai greu de manipulat. Și mult mai greu de manipulat. Deși n-ai să te duci la un copil de 16 ani, să-i duci o pungă de orez sau o găleată ca să te voteze. Păi el îți dă cu găleata în cap. Deși la colectiv a existat și o manipulare a tinerilor. Auziți, la colectiv este altceva, este vorba de un club, nu amestecăm activitatea unui club de noapte cu o activitate a tinerilor. Dus la răsturnarea guvernului. Ponta. Auziți, într-adevăr, guvernul Ponta putea să-și dea demisia, să nu-și dea demisia. Dar eu pot să vă spun sincer acum, după părerea mea, au prins și momentul să-și dea demisia, pentru că nu vreau să-i prindă ultimul an de guvernare la putere, pentru că știți dumneavoastră că se erodează cine e la putere. Ați văzut că v-ați dat seama. Și a zis, domnule, ăsta e motivul, hai să ne retragem și să-i lăsăm pe alții. Și nu vedeți că n-au intrat nici liberali la putere. Au intrat, au adus... Pe mine mă cam îngrozește faptul că independenți. Da. S-a cam înroșit harta. S-a cam înroșit harta țării, dar vă spun, problema nu este a celor care au înroșit-o, a celor care doresc să fie roșie. Da. Da. Să mergem un pic la sănătate, pentru că e foarte importantă, după învățământ. Cred că am punctat bine, am spus orele de la ora 9, 20 de elevi în clasă, profesorii mult mai bine retribuiți și aș veni aici la grila de salarizare, plătiți după performanță. Pentru că sunt profesori care fac performanță, dumneavoastră știți că ați fost cadrul didactic. Și sunt profesori care intră un elev în școală și trece carața prin apă. Avem licee în județul Neamț, inclusiv în județul Neamț, care avem gradul de promovabilitate la bacaloriat 0. Păi, avem chiar vecinii noștri. Nu vreau să dau denumire, dar nu vreau să dau denumirea liceului, e jenant. Atunci mă întreb ce au făcut acei profesori cu acei copii la ore. Pentru că ei au fost plătiți la fel ca și profesorii de la liceul Roman Vodă sau ca profesorii de la liceul numărul 2 și așa mai departe. Deci trebuie un pic, exact ca și la medici. Dom'le, vrem să plătim performanța, pentru că atâta timp cât nu va fi meritocrația în România, nu va promova meritocrația și nu vor crea, nu vor fi după criterii de performanță plătiți oamenii, nu-și vor mai da interesul. Sunt medici care lucrează de 30 de ani în spital și au salarii derizorii. Ei ridică salarii poate de 4.000-5.000 de lei, dar întrebați-i câte nopți de gardă au avut, cât au lucrat, câte ore suplimentare. E ceva jenant. Nu poți să plătești un medic cu salarii derizorii, că de asta ne pleacă medicii. Și avem din 2007 și până în 2016 35.000 de medici care ne-au plecat din țară. Avem sistematic pe an, dacă nu mă înșel eu, ne pleacă în jur de 3.500 de medici din România sau 350, nu mai țin minte statistica. Deci e un lucru îngrijorător. Uitați-vă un pic ce s-a întâmplat la în urma ultimului control al corpului de control al Ministrului Sănătății în spitalele din România. S-au găsit acele softuri pe care ei vreau să le folosească în locul persoanelor care sunt angajate de când intră bolnavul în spital și până când iese să-i facă tot traseul. Ei, softurile alea, cumpărate în anul 2007. Cine era în 2007 la guvernare?
În anul 2008, cine era la guvernare? Chiar nu mai țin minte. Păi, era PDL-ul. Vă aduceți foarte bine aminte, dar mă mir că nu țineți minte, că sunteți cel mai bun jurnalist din România. Nu, din, dar te mai lasă memorie de din român. Așa. Da. Au cumpărat softuri și s-a ajuns la concluzia în valoare de 15 milioane de euro, softuri care nu s-au folosit niciodată. Păi dumneavoastră... Bine, dar câte aparate sunt... Nu mai vorbesc de aparate care au fost aduse și la noi, la Roman, și după ce a plecat directorul Gafar, după aia le-au dat înapoi, aparate de care Spitalul Roman avea mare nevoie. Știți foarte bine ce aparatură a adus fostul director Gafar în Spitalul Roman și când au venit pedeliștii la putere, imediat au dat aparatele la o parte. Păi nu e corect. Uitați-vă un pic că sunt spitale, inclusiv la Spitalul Roman, unde avem analize care se fac în spital și sunt analize. Dacă te uiți în analiză, s-ar putea să te trezești cu o boală pe care nu ai avut-o niciodată. Deci, lucrul ăsta nu trebuie să se mai pretreacă. Și angajații din mediul sanitar, eu spun așa, să fie foarte bine plătiți, pentru că sunt cei care veghează la sănătatea românilor, nu numai a romașcanilor și a nemțelor. Dar ce facem cu plicul? Cu plicul trebuie să dispară din acest domeniu, din punctul meu de vedere, pentru că oamenii, vă spun eu de ce sunt supărați și de ce au ajuns medicii să fie așa de huliți, din cauza plicului, pentru că sunt unii medici care nu că primesc plicul, că cer plicul, că cer. Eu vă spun o chestie, eu chiar voi încerca să fac un proiect de lege, am un consilier pe probleme juridice extraordinar de bun, care este doctor în drept, ieri l-am avut la o emisiune de la un post televiziune local, un om extraordinar, și i-am spus, vreau asta, domnul Cazan, vă fac tot, absolut, pentru că văd că dumneavoastră vreți să puneți un pic justiția pe picioare. Eu nu l-aș condamna pe ăla care dă, pe ăla care ia. Eu l-aș condamna pe ăla care cere. Dar și legea este... Ăla care egală. Cere. Deci, și cine dă și cine ia. Nu, acum condamnă și pe dare și pe luare de mită. Da. Nu, trebuie să existe lege pe care spune așa, ai cerut mită, te condamn. Ai dat mită, te condamn. Adică dacă eu stau în birou și te-am servit pe tine ca medic și ți-am stat la cap, te-am vegheat, te-am făcut sănătos, tu ești bucuros și ești fericit că te-am făcut sănătos. Și tu vii și îmi pui un plic pe masă, mie. Sau mi-l pui sub, eu știu, sub birou. Păi cu ce sunt eu vinovat? Eu nu ți-am cerut nimic. În semn de recunoștință, dumneavoastră vreți să-mi aduceți o floare mie. Cu ce sunt eu vinovat? Problema e discutabilă, lucrurile sunt mai grave. E discutabil, într-adevăr, dar eu sunt omul, care o spun lucrurilor pe nume. Păi v-am spus în emisiunea trecută că în spitalele din România este un jaf total. 3 minute mai aveți, vedeți cum gestionați. Deci, și termin acum. Deci dacă s-ar cheltui banii mai cumpătat în spitalele din România, vă spun eu că și salariile ar putea fi mai mari și medicamentele ar ajunge pentru toți bolnavii. Susține mediul de afaceri, nu? Susținerea mediului de afaceri. Deci, vom cere acordarea fiscală. Amnistia. Prima dată acordarea de facilități fiscale celor care angajează și încadrează persoane până în 30 de ani și persoane peste 45 de ani. Vom cere o reducere a taxelor firmelor cu 50%. De ce? Pentru că sunt foarte mulți tineri care sunt mai puțin pregătiți și oamenii, societățile nu vor să-i angajeze din cauza lipsei de experiență. Atunci noi le dăm o facilitate reducere de impozite cu 50% de taxe, iar persoanele de 45 de ani care nu au pregătit adecvată pentru locul de muncă respectiv, pentru a se putea califica la locul de muncă, și aici mă întorc chiar înapoi un pic, la calificarea de locurile, cursurile de reconversie profesionale, altceva. Sunt oameni care lucrează câte 10 ani, 20 de ani într-o societate, gen croitorie, așa, și ei sunt tot muncitori necalificați. Pentru că legea nu reglementează că în momentul în care ai lucrat un an sau doi ani la un loc de muncă, să-ți se elibereze un certificat de calificare pentru a-ți se mări salariul, logic. Deci noi vom acorda 50% reducere la cei care angajează persoane sub 30 de ani și până peste 45 de ani. Implementarea unor programe naționale cu sprijin pentru micii întreprinzători români. Și, de ce nu, să spunem, amnistia fiscală, că pentru am ajuns acolo, pentru că sunt foarte multe societăți care sunt blocate tocmai din cauza acestor datorii pe care le-au la stat. Și ei nu pot funcționa, ei nu pot să... unele din ele chiar declară falimentul și apoi săptămâna următoare își redeschid altă societate. Facem o amnistie fiscală
cum am cerut și eu o amnistie, tot Partidul România Unită, o amnistie penală, pornim de la un moment T0, inclusiv amnistie fiscală și pentru cei care au bani în offshore-uri, în străinătate, să aducă bani în țară, îi vom pune să plătească între 1 și 3%, am spus eu, acum eu știu, poate colegii sau Parlamentul va fi de acord să nu plătească nimic. Eu am spus totuși să plătească între 1 și 3% un impozit la stat, cei care aduc bani în țară să-i albească, să spunem așa. De ce? Pentru că în momentul în care ne vin 40 de miliarde, de exemplu, de euro, banii românilor, care i-au făcut cum au făcut și i-au dus afară și țin în conturi din străinătate și aduc în țară, e un mare avantaj pentru noi, pentru statul român, că nu mai facem acel împrumut de la Uniunea Europeană sau de la Fondul Monetar Internațional. Ultimul minut, aveți justiția, legea malpraxisului în justiție, asta e absolut necesar. Răspunderea magistraților, da, legea de răspundere a magistraților. O să-mi spuneți că nicăieri în Uniunea Europeană, pentru că am verificat lucrul acesta, nicăieri în Uniunea Europeană magistrații nu răspund. Da, dar ei au democrații consolidate de 40, 50, 100 de ani. Noi avem o democrație de 26 de ani și vedeți că dâmbovițeană. Dâmbovițeană. Și tocmai din cauza asta avem tot felul de probleme în domeniul ăsta și am zis, domne, trebuie să implementăm cum medicul răspunde pentru greșeală, malpraxis, cum învățătorul, profesorul, la fel, răspunde. Orice muncitor răspunde la locul de muncă pentru greșeala care a făcut-o. Și magistratul, dacă el a dat o sentință greșită unei persoane și acea persoană suferă și câștigă la CEDO procesul, să răspundă, nu să mai plătească statul acele cheltuieli de milioane de euro pe care le plătește statul român. Și ca încheiere am ajuns și la justiție, stoparea furtului la utilități foarte importantă, pentru că sunt foarte mulți români, mulți dintre furnizori de utilități, gaz, lumină, căldură, încarcă facturile consumatorilor astfel încât aceștia ajung să plătească mai mult decât consumă. Factura emisă, ce cerem noi, vom propune, factura emisă de furnizor de utilități să fie cât mai simplă, astfel încât citirea ei să nu reprezinte un test de perspicacitate pentru utilizator. Furnizorii de utilități să asigure contorizare individuală a fiecărui apartament. Asta o cer din romanul niște pensionari de la noi de foarte mult timp și n-am reușit nici până acum. Verificarea metrologică a aparatelor de măsură se facă la un laborator independent, altul decât cel deținut de compania furnizoare. Pentru că vedeți dumneavoastră că plătim utilitățile peste măsură și încă una și termin acum, vom cere ca TVA-ul la utilități, tot ce înseamnă canal, ăsta, apă și canal, oricum e 9%, gaz, curent electric, tot ce este utilitate, să fie cu TVA-ul de 9%, exact ca la produsele alimentare, pentru că este un strict necesar pentru cetățeni, pentru că a ajuns foarte mari plățile la întreținere. Ca un mesaj de final, stimați români, stimați nemțeni, stimați români din diaspora, stimați români din diaspora, că știm că acest post de televiziune este urmărit de foarte mulți din diaspora. Votați Partidul România Unită, votați colegii noștri din diaspora, avem oameni gospodari, pe domnul Tătaru pentru Senatul României din Italia și domnul Gheorghe Turda, la fel, oameni valoroși ai Partidului România Unită. Și votați, nu în cele din urmă, și în județul Neamț, Partidul România Unită, poziția 10, cap de listă, Sorin Dumitru Cazan. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Iată că împreună am reușit să parcurgem programul dumneavoastră în emisiunile pe care le-am avut. Vă urez succes în alegeri, așa cum le urăm tuturor. Vă mulțumesc și un lucru vreau să vă spun în încheiere. Succesul meu depinde de votul dumneavoastră și al dumneavoastră celor care ne urmăriți. O zi bună!